În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu. Am trecut 3 săptămâni din acest urcuș duhovnicesc al nostru, urcușul spre înviere. Spun cu darul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui Dumnezeu, pentru că poate mulți dintre noi, la începutul postului, ne gândeam că sunt multe zile, că e greu de postit, dar ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, ne-am făcut semnul Sfintei Cruci și am zis, așa, cu ajutorul lui Dumnezeu. Și iată, ne privim acum în urmă și vedem că au trecut repede 3 săptămâni și mai este puțin și ne vom bucura de roadele dăruirii noastre, roade pe care Bunul Dumnezeu ne le va dărui nouă după inima fiecăruia dintre noi. Dacă noi ne-am pus nădejdea în Bunul Dumnezeu, sunt însă mulți dintre noi, dintre semenii noștri, care când au auzit de post, au zis că nu pot așa ceva, cum să postească ei atâtea zile, cum să se lipsească de mâncări, cum să se abțină de la păcate. Aceștia, iubiți credincioși, nu au gustat din darul ascultării de biserică și de poruncile lui Dumnezeu, nu au postit și de aceea li se pare greu postul, pentru că, așa cum spun Sfinții Părinți, ceea ce faci, te face pe tine însuți, adică te transformă. Depostești, îți va fi mai ușor să postești în anul următor sau în următoarea perioadă de post. De te rogi, vei găsi mai multă râvnă, să te rogi mai mult și tot așa cu fiecare din faptele cele bune. Și dacă faptele bune ne transformă și faptele rele ne umbresc și întunecă în noi chipul lui Dumnezeu. În general, omul modern și omul contemporan este refractar la tot ceea ce poruncește biserica. Când aude că în biserică se spune, se vorbește de post, de rugăciune, de înfrânare, de milostenie, găsesc imediat cuvânt și spun, lasă biserica să vorbească, lasă-i pe preot să vorbească. Ei nu știu ceea ce spun. Oamenii în general și omul contemporan este refractar la tot ceea ce aude a fi, tot ceea ce este imperativ, tot ceea ce îl obligă la a face ceva. Dar biserica nu este o stăpână, nu este un tiran care doar poruncește, ci este o mamă bună care îi învață pe fiii săi cum și ce trebuia să facă pentru a bine plăcea lui Dumnezeu. Legi și reguli sunt în viața de fiecare zi și gândiți-vă ce ar însemna o viață fără de rânduială. Și așa cum se supun unor reguli omenești, toți, de ce oare nu s-ar putea să se opună și rânduielilor bisericești, poruncilor bisericești? Și aceasta se întâmplă pentru că, așa cum am spus, nu au gustat și nu au înțeles cuvintele Mântuitorului care spun că fără mine nu puteți face nimic. Nu înțeleg cuvintele psalmistului care spun că făclie picioarelor mele sunt poruncile tale, Doamne. Să știți, iubiți credincioși, că și în rândul apostului
a fost lăsată în biserica noastră pentru că s-a cunoscut în viața bisericii, s-au cunoscut roadele acestei fapte bune, roadele postirii. Dacă la început primii creștini posteau mai puțin pentru că nu erau aceste rânduieli bine stabilite, posteau miercurea și vinerea, posteau din Vinerea Mare până în Duminica Învierii sau mai târziu, posteau întreaga săptămână mare, pentru o bună vecinire în biserică, pentru a fi o rânduială în biserică, s-a rânduit ca postul mare să dureze 7 săptămâni, pentru că, așa cum am spus, biserica și credincioșii au cunoscut roadele și sporirea duhovnicească care ne vine nouă prin post. 40 de zile a postit prorocul Moise și a primit de la Dumnezeu tablele legii, cele cu dumnezeiești slove. 40 de zile a postit prorocul Ilie și s-a învrednicit a-L vedea pe Dumnezeu în muntele Horeb. 40 de zile a postit și Mântuitorul nostru Iisus Hristos de a ieși la activitatea sa mesianică. De aceea și noi, îndrumați de biserică, postim aceste 40 de zile în cinstea Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. L-ați auzit de multe ori spunând pe Părintele Stare, spunând că postul se sfârșește în Duminica Floriilor. Postim 40 de zile pentru păcatele noastre, pentru a ne curăți, a ne subția sufletește, pentru ca astfel pregătiți să putem în ultima săptămână, în săptămâna mare, să fim alături de Mântuitorul Iisus Hristos. Să înțelegem mai bine ce a făcut El pentru noi, cât a trebuit să pătimească și ce mare dar ne-a făcut nouă, că El, prin jertfa Lui, ne-a dăruit nouă iertarea păcatelor și ne-a dăruit nouă îndreptarea. Iubiți credincioși, dar alături de post, trebuie să punem și celelalte fapte bune. Rugăciunea, milostenia, înfrânarea. Pentru că astfel ne ajutăm pe noi înșine, dar ajutăm și întreaga lume. Într-unul din psalmi, prorocul David prezintă viața păcătosului și faptele lui și încheie cu cuvintele: dar dreptul ce a făcut? Cu alte cuvinte, bine, acela păcătuiește și greșește, dar dreptul ce a făcut? A înmulțit oare el râvna lui? A înmulțit el faptele bune? Pentru că dacă ne gândim că noi, creștinii, formăm trupul lui Hristos, care este biserica, și fiecare din noi suntem mădulare ale acestui trup, trebuie să avem să avem compătimire, să avem înțelegere pentru fiecare din frații noștri creștini. Vezi, zice, bine, dar acela greșește și păcătuiește în continuare, să mă rog eu pentru el? Sau, cu tare mi-a zis un cuvânt, mi-a greșit, să mă mai rog eu pentru el? Da, iubiți credincioși,
trebuie să ne rugăm pentru toți. Poate unul ne-a greșit cu un cuvânt, ne-a greșit cu voie sau fără de voie, dar în sinea lui i-a părut rău după aceea și s-a căit pentru fapta lui. Noi, neștiindu-i pocăința, purtăm ca pe o povară acest gând că ne-a greșit și neputința noastră de a le ierta. Dar să ne punem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și să-i cerem lui Dumnezeu, iartă-L, Doamne, că iert și eu. Și în acel moment, această povară o vom lăsa de pe umerii noștri și vom fi de noi din nou liberi. Să ne rugăm pentru, chiar și pentru cei care greșesc, pentru cei care nu se roagă, pentru cei care nu știu să se roage. Vei zice, de ce să ne, cum să ne rugăm pentru cei care greșesc? Dar câți dintre noi, mai ales mamele, nu s-au rugat și nu se roagă și nu varsă lacrimi pentru copiii lor care au părăsit drumul bisericii sau care au căzut în diferite păcate? Așa cum ne rugăm pentru cei apropiați nouă și ne doare starea lor în care sunt, așa trebuie să ne doară pentru fiecare semen al nostru. Iubiți credincioși, să ne rugăm Bunului Dumnezeu ca în aceste zile, în săptămânile care au mai rămas, să ne punem încrederea în El și să ne rugăm Lui pentru toți frații noștri, pentru noi înșine, pentru că, așa cum am zis, de ne rugăm mai mult, vom avea râvnă să ne rugăm mai mult, de postim, ne vom posti mai mult. Mi-aduc aminte de un cânte pe care îl cântam în copilărie, o zi în care n-ai făcut, e o zi pierdută. Dacă în cele materiale, o zi în care n-ai făcut nimic, e o zi pierdută, cu cât mai mult, e o zi pierdută ziua în care nu ne-am rugat, ziua în care nu i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru darurile sale, pentru facerile sale de bine. Tot ceea ce facem, le vom face mai multă râvnă și ne vom dori să ne rugăm mai mult, să postim mai mult. Ne vom dori mai mult faptele bune dacă vom înțelege că le facem din dragoste pentru Hristos, pentru Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a dat atâtea bunătăți și atâtea binecuvântări. Nu trebuie să stăm ceasuri întregi la rugăciune. Nu trebuie să batem mii de metanii. Dumnezeu nu vrea cantitate, ci vrea calitate. Sau cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, Dumnezeu ne vrea prezenți în fața Lui. Uneori și un suspin poate să fie o rugăciune. Astfel să ne rugăm, așa să stăm înaintea lui Dumnezeu, prezenți mereu și conștienți de faptul că El este alături de noi, gata să ne ajute dacă îi vom cere ajutorul. Că El a zis, cereți și vi se va da. Să ne rugăm, dar fiecare, să-i purtăm rugăciune pe semenii noștri, pe cei din familiile noastre, pe cei apropiați nouă, pe binefăcătorii noștri și să lărgim această familie la întreaga familie creștină. Și iată, știm cu toții că atunci când iubești pe cineva, îl ai aproape, îl simți aproape și această apropiere nici moartea
nu o poate frânge. Și sunt mulți dintre frățiile voastre care ați venit astăzi și ați venit și pentru a pomeni pe morții, cei din neamurile noastre. Când iubești, îl simți, cum am spus, pe cel iubit, îl simți aproape și te rogi pentru el înaintea lui Dumnezeu pentru a-i dărui ceea ce este de folos. Acestea sunt îndemnurile, acestea sunt gândurile pe care am vrut să vi le spun și rog pe Bunul Dumnezeu, pe Maica Domnului și pe toți Sfinții să ne întărească pe calea aceasta Apostului în continuare, să ne dorească să ne bucurăm de slăvitul praznic al Învierii. Amin.